Săgetător și ascendent Săgetător. Vă bucură intrarea lui Venus în Vărsător, este casa comunicării pentru voi, astfel că tot ce ține de zona de comunicare, deci de dialog, de întâlniri, de negocieri, totul este susținut de micul benefic de Venus, da? Aveți ocazia să vă întâlniți cu persoane pe care nu le-ați mai văzut de multă vreme, cu prieteni, cu rude, să le vizitați. Sau... cumva zona de comunicare și interacțiune cu ceilalți este, este ceva care vă face plăcere, da? De plimbări, excursii, normal, cu grijă că avem un Mercur retrograd, dar pentru voi Mercur retrograd e pe zonă financiară mai mult, adică nu ar fi, adică este o perioadă bună să vă plimbați, să mergeți la munte, să mergeți la mare, nu. Și la mare dacă vreți. Așa, să vă relaxați, să vă detașați, să mai ieșiți puțin din cotidian. Apoi, tot Venus vă poate aduce idei ingenioase, soluții neașteptate la problemele pe care le aveți, dialoguri care sunt tot așa de natura asta de neprevăzut, de surprinzătoare, în urma cărora să aflați lucruri importante. Negociere, vă spuneam că vă ajută, deși acum depinde și foarte mult ce negociați, că dacă negociați salariu cu Mercur retrograd, nu se leagă lucrurile prea ușor. Vă poate aduce oportunități de a pleca într-o delegație, de a face o deplasare care să aducă o îmbunătățire, adică nu e că doar vă duceți undeva să semnați un contract. Vă duceți acolo, semnați contractul și cunoașteți o persoană care vă oferă o oportunitate, o idee, o soluție. Deci tot ce ține de zona de comunicare, de raționament, de gândire, este bine aspectat. Poate Venus să îi ajute pe unui nativ să rezolve situații ce țin de acte. Apoi, luna plină se petrece în casa 8-a, e o casă financiară, este vorba de banii pe care îi deții cu alții, cu partenerul de viață, cu parteneri profesionali. Luna asta plină aici, tensionată, din nou atrag atenția asupra ratelor, creditelor, impozitelor și tuturor dărilor pe care le avem la stat, le aveți la stat, le avem cu toții oricum, dar voi trebuie să fiți mai atenți puțin la ele. Pot apărea discuții, nu știu, în cuplu sau cu partenerii profesionali legate de investiții, de cum s-a administrat bugetul, eventual bugetul pe anul trecut, dar de ce așa și nu așa. Investiții, finanțe, tot ce înseamnă, tot ce ține de, și de alții, din punct de vedere financiar, intră acum în... sub lumina asta lunii pline, da? Acolo se luminează, acolo vezi probabil și unde ai greșit dacă ai făcut o investiție și ce trebuie să investiții ar trebui să faci ca să ai profit, de exemplu. Apoi, sunt și nativi care culeg roadele unor investiții deja făcute. E o lună plină, poate fi vorba și de niște pierderi financiare, dar dacă luăm partea cu plus, a zice că mai degrabă se culeg niște roade. Se culeg niște roade ale unor, poate chiar economii. Poate, de exemplu, vă achitați datoriile. Poate fi o variantă pe care să o aducă luna plină. Scăpați de o datorie, de o rată. De un credit. Ce aș mai recomanda pe scurt așa ar fi să evitați tensiunile cu partenerul de viață, să evitați tensiunile care au la bază tema banilor la comun, bugetul, pentru că bugetul comun în cuplu acum poate fi un motiv de ceartă, de scandal. Unul a cheltuit mai mult, altul a cheltuit și mai mult și de aici ies discuțiile. Acum
fi vorba de o lună plină, cu luna în rag la ea acasă, putem să o luăm și pe partea cealaltă așa și să ne gândim că poate fi un weekend destul de pasional pentru foarte mulți nativi săgetători. Pasional, reconectare la partener, trăiri intense în cuplu, poate scoate la suprafață niște secrete. E totuși o lună plină, acolo se luminează zona asta de secrete, trădări, minciunele. În principiu, mă gândeam acum că a intrat și Venus în sectorul ăsta al comunicării, al informației. Și poate da, poate aflați ceva, ceva important, ceva ce vă dă peste cap, e posibil.